Campania Fii darnic și bun de Crăciun, inițiată de parohia Sfinții Voievozi Roșca din Iași, are mai multe etape. Într-o primă etapă, voluntarii acestei parohii au făcut 300 de pachete cu dulciuri și căciulițe pe care le-au oferit cu mult drag copiilor cu dizabilități neurologice. Au mers la centrele de plasament Rosetti, Holban, Gulliver, Sfântul Andrei și Sfântul Nectarie. Dorim să revitalizăm și să aducem în atenție sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, care, așa cum îl știm, bun și blând, întotdeauna este cel darnic și cel așteptat de copii. Bineînțeles că în familiile noastre copiii deja au primit aceste dulce sau aceste daruri din partea, în numele Sfântului Ierarh Nicolae și din partea părinților, dar proiectul nostru se adresează sau are în vedere copiii care sunt în centrele de copii, de îngrijire pentru copii de aici din Iași, peste 300 de copii care în acest moment primesc aceste daruri din partea binefăcătorilor și celor care ne sprijină acest proiect. Proiectul preotului Ciprian Ciuntu are mai multe componente și se desfășoară pe o perioadă mai mare. În colaborare cu biroul Provita din cadrul protopopiatului 2 Iași de la parohia Sfinții Voievozi Roșca, au reușit să cumpere 70 de perechi de încălțări de iarnă pentru tot atâția copii și tineri fără posibilități materiale. Acest proiect, Fii darnic și bun de Crăciun, mai are încă două componente, 30 de familii și persoane nevoiașe care primesc pe parcursul postului Crăciunului alimente neperisabile, iar pentru sărbătoarea Crăciunului, alături de aceste alimente neperisabile, punem cărniță, punem ouți, punem un cozonac, punem o brânză, punem un salam, astfel încât și masa de Crăciun și pentru aceste persoane să fie îmbelșugate. Campania Fii darnic și bun de Crăciun a început odată cu debutul postului Crăciunului și anul acesta este la a 5-a ediție.